Noapte cumplită pentru o familie din Reghin care administrează o importantă brutărie din municipiu. Un foc mistuitor izbucnit la mansarda fabricii de pâine a ars în totalitate etajul din lemn al clădirii, acoperișul și a afectat un apartament de serviciu. Totodată, flăcările au ajuns și pe o suprafață de 5 metri pătrați a unei magazii alăturate, aparținând fabricii de încălțăminte. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Horea al județului Mureș, focul a fost anunțat la ora 20:36. La fața locului s-au deplasat 6 echipaje ale detașamentului din Reghin cu autoscară mecanică și ambulanță SMURD. În ajutor au venit echipaje cu autospeciale și suport logistic din Târgu Mureș. Totodată au participat la stingerea incendiului echipaje ale serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență. Aceasta este dimineața de după marele incendiu. Vorbim despre un incendiu de mari proporții înregistrat în municipiul Reghin, în zona industrială a municipiului, unde a fost afectată în mare măsură o magazie a fabricii de încălțăminte, dar și brutăria situată în imediata apropiere. Ei bine, ceea ce vedeți în spatele meu sunt efectele unui foc mistuitor care a ars sute de metri pătrați de materiale. Proprietarilor brutăriei nu le vine să creadă nici în acest moment ce s-a putut întâmpla. Au pierdut foarte multe acte, întrucât partea de birouri a fost cea mai afectată. De asemenea, a fost foarte afectat un apartament de serviciu. Pagubele se ridică la câteva miliarde de lei vechi, spun proprietarii brutăriei. În acest moment, la fața locului, se află reprezentanții ai Poliției Reghin și ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență Mureș, care încearcă să stabilească cauza acestui incendiu. Cu siguranță, cercetările nu sunt simple, sunt camere de supraveghere care trebuie urmărite. E nevoie și de participarea celor de la Electrica pentru a se stabili exact cauza acestui incendiu. La orele după amiezii, responsabilii încă munceau la stabilirea cauzei incendiului. Între timp, proprietarii brutăriei au trecut la evaluarea pagubelor și îndepărtarea rămășițelor rezultate. Din fericire pentru ei, nu au existat persoane afectate și nici activitatea de producție panificație nu a avut de suferit.